noastră, că poporul român știe puțin despre istorie și pentru maghiari este valabil același lucru. Rădăcinile sunt, aceste lucruri sunt în ultimele decenii, trebuie să schimbăm aceste lucruri și ca să înțelegem bine situația noastră, trebuie să arătăm clar ce s-a întâmplat în secolul 20. Nem területet akar Magyarország. Ungária nem vrea teritorii. Az elszakított nemzettesteken élő magyarok számára igenis jogokat. Dar vrea dreptul pentru maghiari de pe teritoriile pierdute. 30 évvel ezelőtt 2 millió magyar volt Erdélyben. Cu 30 de ani înainte erau 2 milioane de maghiari în Transilvania. Azi sunt 1 milion jumate. Ez önöknek sem jó. Nici pentru dumneavoastră nu este bine acest lucru. Da, dar din ceea ce spunea Laszlo Tökes și vorbea de exterminare, de faptul că ar fi fost pierdut genocid. Făcând o eroare patentă, atunci când susține că între 92 și 2000 au dispărut din Cluj 200.000 de maghiari. Și dacă îmi permiteți, întrebați-l acum, uitați că există posibilitatea. Patentă. Un telefon dat domnului Marco Bello. Prin urmare, președintele UDMR-ului aici în România este în momentul de față ministru de stat, adică practic vicepremier, responsabil cu învățământul, cultura și integrarea. UDMR-ul participă la guvernare. Față de această situație, aveți dumneavoastră convingerea că se pot susține afirmațiile din film ale lui Laszlo Tökes și a altor persoane care apar în film, că aici în România se duce o politică de discriminare față de minoritatea maghiară, că se duce o politică de asimilare, că se duce o politică de ceea ce s-a numit genocidul acesta tăcut? Nézze, én nem akarom Tökes püspökről személyre kihegyezni a beszélgetést. Nu vreau să înclin discuția spre domnul episcop Laszlo Tökes. Dar vă cer tuturor să vorbim cu respectul cuvenit despre această personalitate cunoscută în lume, eroul Revoluției Române. Nu este eroul Revoluției Române. Ceea ce spune el despre soarta maghiarimii este demn de gândit. Nu este. Domnul Tökes nu este eroul Revoluției Române. Nu a fost declarat de nimeni eroul Revoluției Române. Marius, azi hogy az elmúlt 50 esztendőben faptul că în ultimii 50 de ani nagyon sok magyar pusztult el, au dispărut mulți unguri, au fost alungați, lett a jogaitól megfosztva, frustrat de drepturile lui, ezt nem lehet tagadni. Acest lucru nu poate fi negat. Ezért nem önök a felelősek. Nu dumneavoastră cei de azi răspundeți pentru aceasta, ci politica az elmúlt 50 évben elkövette, care a înfăptuit în ultimii 50 de ani această politică. Aceste probleme trebuie discutate, liniștiți, fără patimă. Acestea sunt consecințele Trianonului. Era teamă că ajungem în situația asta și pentru că am fost așezați ca în tranșe. Noi nu suntem reprezentanții dumneavoastră ai Ungariei și noi ai cauzei românești. Noi suntem, cred, niște intelectuali, unul dintre dumneavoastră e istoric, altul regizor unui film impresionant, care are 15 ore. Noi suntem zilieri, nu? În presa românească și ne-am întâlnit să discutăm un mesaj obiectiv, un mesaj care deja nu mai ține de sentimentele noastre, de tezele noastre politice, cred, nu? Și din cauza asta, dați-mi voie să obiectivez puțin discuția, ca și cum până acum ar fi fost foarte subiectivă. Fiecare facem încercări să ne obiectivăm totuși, cred că ar fi mai bine. Filmul dumneavoastră are 15 ore, înțeleg. Noi am văzut aici un fel de compendiu, un rezumat. Nu am văzut întreg filmul. Vă pot spune că este un film, după părerea mea, impresionant prin mesajul lui dramatic, dar este o pledoarie pentru suferință, pentru repararea suferinței. Este o teză cu argumente unilaterale, cu argumente partizane. Nu este un film documentar, nu ne lămurește,
nu ne convinge decât de o imensă suferință pe care oricum suntem pregătiți să o respectăm. Atunci când este vorba de suferința maghiară. Filmul însă, după părerea mea, ar fi trebuit poate să semene mai mult cu ce face BBC-ul, cu ce face Discovery, cu ce fac casele moderne și europene de film, când vorbesc despre evenimente istorice controversate. Primul război mondial, al doilea război mondial, slabă Domnului, nu mai scăpăm de Hitler și de primul război în culori, acum la Discovery. Dar acolo vedem părerea lui Ișvan Tisa, vedem părerea, să zicem, lui Horthy, îi vedem pe toți marii martiri ai literaturii maghiare, nu? În lamentație. Vedem însă și părerea unor socialdemocrați, a unor intelectuali evrei, a unor cehi, a unor liberali transilvaneni, a unor conservatori sârbi. Așa înțelegem Trianonul. Dumneavoastră aveți o teză univocă, partizană, care după părerea mea este teza națiunii politice maghiare, care a împins Ungaria prin menținerea sistemului de tip feudal în primul război mondial și apoi în linie dreaptă spre Trianon, națiunea politică maghiară a nobililor, a persoanelor care au ignorat suferințele majorității populației, care au intrat într-o combinație care a dus după aceea direct la fascismul dumneavoastră, am avut și noi parte de el, cu industriașii evrei asimilați și cu etnicii germani care au populat administrația dumneavoastră. În sfârșit, e aici, bocsánat, cred... Lăsați-mă să termin, vă rog. Lăsați-mă să termin. Egy olyan kifejezést, adică, consider că... a lehető leghatározottabban visszakel... Folosiți o exprimare pe care vreau să o resping categoric. Domnule Kotai, domnule Kotai, domnule Kotai. Între cele două războaie mondiale nu a fost fascism. Dumneavoastră aveți un fascism, aveți un fascism... Nem volt fascismus. Domnule Kotai. Kérem, ezt önök, dar lăsați-mă, vă rog, dumneavoastră puteți să respingeți asta. Aici e vorba de istorie, domnule Kotai. Domnule Kotai, cunoașteți cartea lui Nicolas Nagy Talavera, care este un evreu maghiar, care a trăit în România și care are o carte clasică între timp, apărut în 1970 și care se numește Fascismul în România și în Ungaria. The Green Shirt and the Other. The Green Shirt and the Other. Și acolo lucrurile sunt foarte limpezi. De ce vă feriți de fascismul dumneavoastră și nici noi nu ne ferim de fascismul nostru? Culmea este că la Magyarországon nem volt fascism. În Ungaria nu a fost fascism. Este o eroare, o înțelegere eronată a istoriei ungare. Și vă rog să nu discutăm acum acest lucru, pentru că nu este potrivit întâlnirea noastră. Ceea ce este evident pentru mine. Nagyon-nagyon sok dolgot kellene nekünk, magyaroknak és románoknak megbeszélni. Noi, românii și unguri, ar trebui să discutăm foarte multe în asemenea emisiuni de televiziune, întâlnire ale congreselor istoricelor, să facă și faceți dumneavoastră un film despre Trianon și noi l-am urmări, l-am dezbate și în foarte multe manuale de istorie am scris despre aceste lucruri, am vorbit deschis despre evenimentele ultimelor decenii. Vă implor și întreaga națiune română. Nu acuzați, nu judec, nu ne judecăm unii pe alții, să stăm de vorbă la 15 ani după schimbările de regim din Europa de Est. A venit momentul. Fiți puțin mai înțelegător, pentru că astăzi e ziua domnului Tolcai. Domnul Tolcai, atunci ar trebui să iei un pahar de vin. Domnul Coltai, iertați-mă, și aniversează ziua de naștere. Avem la telefon pe doamna Mona Muscă, ministrul culturii. Bună seara, doamnă! Bună seara! Spuneți-ne de ce ați interzis acest film sau de ce a fost interzis acest film în România, ca să spunem mai exact lucrurilor în nume. Domnule Marius Tucă, nu a fost niciodată interzis. Nici nu cred că se poate face în România la ora actuală așa ceva. N-a fost nici în intenția nimănui, nici nu s-a întâmplat. Orice film în România, conform legislației din România, armonizată cu legislația Uniunii Europene, trebuie să fie clasificat în momentul în care el este difuzat sau exploatat în orice fel. Așa se spune în lege, în orice fel. Ca atare, eu n-am cerut decât să fie respectată legea, să fie clasificat filmul,
conform legii plasic din România și așa cum se întâmplă oriunde în Uniunea Europeană. Ce înseamnă clasificare? E de fapt protecția publicului față de scene violente, față de scene pornografice, e vorba de protecția minorilor. Deci această clasificare, respectarea legii, eu am cerut-o pentru a proteja publicul. De altfel, în afară de clasificarea pe care, în mod obligatoriu, orice film trebuie să o aibă, trebuie ca filmul să fie și tradus, ca el să poată fi difuzat sau exploatat în orice fel, subliniez, așa cum e și în lege, în orice fel. Dacă n-am cerut altceva decât ceea ce se cere în mod normal. Dacă aveți ceva să întrebați pe doamna ministru. Și dacă domnilor ar fi întrebat, era atât de simplu să se intereseze înainte, nu domnul regizor Coltăi, căruia îi spun la mulți ani, ci pur și simplu cei care l-au invitat și care au exploatat acest film în vreo 12-15 localități din România, era atât de simplu să se intereseze în ce condiții legale pot să facă acest lucru. Drept urmare, nu am interzis filmul, l-am trimis să respecte legea, după care putea să fie difuzat în fel și chip. O secundă, doamna Muscă, vor invitații noștri să vă... Vreau să profit de ocazie și să cer următoarele, doamnei ministru. Filmul Trianon a fost subtitrat, s-a văzut astăzi. Înregistrați-l și autorizați-l să poată să circule. Și alaltăieri a fost sancționat un tânăr cu 100 de milioane de lei și au continuat căutarea de către autorități. Vă rog să încetați aceste lucruri și lăsați să fie proiectat filmul în fața diferitelor grupuri de spectatori. Vă rog cu respect, hogy az egyetemista fiatalokat, akik 50-50 millió ca tinerii studenți care au fost pedepsiți cu 50-55 de milioane, iar mai recent cu 100 de milioane, dați-le voie să facă recurs, sunt sume uriașe, nu au cum să plătească. Dați loc recursului. Gondolatok mellé állítsunk gondolatot a ma este. Lângă idei să plasăm idei. Kezdjünk el beszélgetni, să începem să stăm de vorbă, együttműködve a magyar politikai vezetéssel, doamnă ministru, colaborând cu conducerea ungară, are multe posibilități să creeze aceste forumuri comune. Nu va duce nicăieri, dacă probleme istorice grave le vom da la o parte și ne vom face ca și cum nu ar exista. Lucrurile trebuie spuse explicit. Este interesul ambelor popoare. Doamna Mona Muscă, dacă mai aveți ceva de spus în încheiere, vă rog. Mulțumesc frumos, domnul Tucă. Domnule Coltăi, niciodată legea nu poate fi pusă în discuție. Nici în Ungaria, nici în România, nici în restul lumii. Orice se poate negocia, nu și respectarea legii. Cât despre studenții de care vorbiți, dânsii pot să facă recurs, cum în toată lumea asta, oricine într-o țară democratică poate să facă recurs. Dar dumneavoastră să-mi cere să negociez legea cu dumneavoastră sau cu altcineva, mi se pare mult peste puterile mele. Nu voi negocia niciodată legea cu nimeni. Atâta vreme cât reprezint o autoritate, această autoritate trebuie să vegheze în primul rând la respectarea legii. Cât despre recurs, dânsii pot să facă recurs, dar în continuare vor trebui să respecte legea și dânsii și alții, indiferent
că sunt din România sau vin în România. Elkészült a feliratos változata. Stimată doamnă, a apărut varianta subtitrată. Și tinerii maghiari din Transilvania au cerut înregistrarea. De ce nu o primesc? Hát ha megkapják, akkor vetíthetik. Dacă primesc înregistrarea, pot proiecta filmul. Ei nu vor să modific, să șteargă legea, ci ar vrea să primească aprobarea în spiritul legii. Domnul Caldoi, eu mă jenez să vă spun că acest film, și dumneavoastră știți acest lucru, s-a difuzat fără traducere și fără clasificare. În momentul în care intră în legalitate și este și clasificat și tradus, puteți să-l difuzați cât doriți și dumneavoastră și alții. De altfel, este un film pe care nici măcar nu cred că l-ar interzice cineva, pentru că n-ar exista niciun fel de motive. Din punctul meu de vedere, eu acum am văzut prima dată filmul, dar este, a zice eu, ușor desuet și mai mult decât patetic. Asta este tot. Pentru asta nu e să interzice un film niciunde. Mulțumesc mult pentru intervenție, doamna Muscă. M-am liniștit și eu, domnul Tucă, cu aceste ultime cuvinte ale doamnei Muscă. Mă miram să aibă instinctele astea de a totalitare pe filmul. Mulțumim Muscă. Încă o dată doamnei Mona Muscă. Vă rog. Lehet, hogy ön megnyugodott, én azonban nem nyugodtam meg. Poate doamna s-a liniștit, eu însă nu sunt liniștit. Egy dolog a törvény meghozatala, és egy másik dolog a törvény alkalmazása. Luarea legii și alta este aplicarea legii. Kérdés az, hogy Romániára, vagy bárkire Romániában, magyarokra, románokra hozott-e a büntetéssel arányos veszély? Problema este dacă a fost un pericol proporțional cu pedepsa care a fost cu sancțiunea dată. Döntését a hatalommal való visszaélésnek minősítem. Eu consider că este un abuz de putere din partea doamnei ministru. A másik, amit szeretnék mondani, hogy tőlem Tuka úr két hosszabb nyilatkozatot idézett. Domnul Tuka a citat două declarații mai lungi de ale mele. Ez a revizió és az autonómia kérdése. Despre revizuire și autonomie, legătura dintre ele. Valóban senki nem akar revíziót. Într-adevăr, nimeni nu vrea revizuire. A történelemben volt. În istorie, és kiderült, hogy au fost a két nép közötti viszonyt rendkívül mértékben veszélyessé és rosszá tette. Că revizuirea a deteriorat relațiile dintre cele două popoare. Nem csak az 1940. évi nu este vorba numai de al doilea dictat de la Viena, hanem a trianoni döntése is természetesen. Și și despre dictatul de la Trianon. Egyébként akkor gondolkodik egy sok nemzetiségű országban az etnikai kisebbség revízióról vagy autonómiáról. O minoritate se gândește la revizuire sau la autonomie într-o anumită țară. Dacă nu primesc drepturile care li se cuvin din partea guvernului țării respective. A 20. századi Románia története az istoria României în secolul 20, hogy a nemzeti kisebbségek ellen komoly discriminativ au avut loc măsuri discriminatorii împotriva minorității maghiare. Az a fő kérdés számomra, hogy hogyan tudunk ezen túllépni. Întrebarea mea esențială este cum putem depăși această problemă. Erre szerintem a területi autonómia, amit egyébként az Európa Tanács támogat. Autonomia teritorială pe care Consiliul Europei o sprijină. Az 1205-ös számú ajánlásában. Prin recomandarea 1205. Járható út lehet. Este o cale pe care putem merge. Hiszen gondolják meg, hogy să ne gândim. Székelyföld területi autonómiája az Románián belül van. Autonomia secuiască ar fi în cadrul României. Tot dumneavoastră răspundeți în interviu cum se poate rezolva problema și spuneți problema se poate rezolva doar cu modificarea granițelor după schimbarea de sistem în ultimii 8 ani de la zona Est-Central Europeană până la Caucaz, în 15 locuri au fost schimbate granițe, deci nu poate fi vorba de imposibilitatea de modificare a granițelor. De altfel și în filmul dumneavoastră, l-aveți pe episcopul, pe domnul episcop Tökes, care vorbește de faptul că în momentul când s-a prăbușit comunismul în 1989, a început și prăbușirea sistemului Trianon. Avem aici afirmații limpezi, irredentiste, revizioniste. Ezt
maga másképpen szoktam megfogalmazni. Eu formulez altfel. Úgy, hogy 1989-90-ben két történelmi folyamat indult meg ebben a nagy kelet-európai pornit două procese istorice. Az egyik a kommunizmus összeomlása. Unul este prăbușirea comunismului, din fericire. A másik pedig a celălalt. 1920-ban létrehozott rendszer összeomlása. Prăbușirea sistemului de la 1920. Ez egyedül Romániára nem érvényes. Románia most is olyan, mint akkor volt. România este tot așa cum a fost atunci, respectiv în 1947. Dar gândiți-vă la Iugoslavia, care este urmarea Trianonului și s-a destrămat. Și gândiți-vă la Cehoslovacia. Una s-a împrăștiat pe cale pașnică și cealaltă prin război. Eu nu spun că trebuie să întâmple același lucru și cu România. Csak azt mondom, mint történész, hogy az elmúlt 15 évben ez történt. Ia de ce spuneți în același interviu. S-au întâmplat asemenea lucruri. Reporterul vă întreabă. Într-una din expunerile dumneavoastră ați vorbit despre posibilități de revizuire ratată după 89. Care au fost acestea? Și dumneavoastră aveți o calitate extraordinară, sinceritatea. Spuneți lucrurilor pe nume. Prima posibilitate a fost dată în 1989, în timpul Revoluției Române și a loviturii de stat. Atunci statul, în general, a slăbit și Budapest ar fi avut posibilitatea să intervină în evenimente și în alt mod decât a făcut-o. A făcut-o într-un mod în care serviciile de informații au ajutat guvernul român. Dar guvernul comunist al lui Nemer Mikloș nu a acționat. Spuneți lucrurile pe nume. Domnule Constantiniu. Eu mă bucur că dumneavoastră, ca istoric, doriți să se depășească aceste momente dureroase din istoria relațiilor româno-ungare. Am înțeles corect această dorință. Da. Am avut sentimentul însă că filmul nu răspunde acestei intenții, pentru că, dimpotrivă, filmul reactivează toate aceste frustrări pe care poporul maghiar le-a simțit din 1920 în curgerea timpului. Eu vreau să repet aici o remarcă a generalului Chirai Bela, care a fost comandantul Gărzii Naționale maghiare în timpul Revoluției din 1956. Știu că este o personalitate politică foarte respectată în Ungaria, în momentul de față. Și în 1978, el a participat la un colocviu internațional care era consacrat exact desăvârșirii unității, 60 de ani de la desăvârșirea unității naționale a românilor. Deci în 1978 erau 60 de ani de la unirea Basarabia, Bucovinei, a Transilvania, Banatului cu România. Și generalul Bela Chirai, care a fost și este un mare patriot ungar, a spus următoarele cuvinte, pe care eu le-am și citat când la Paris a fost dezbaterea pe marginea ediției franceze a lucrării R. de Törtenete, Histoire de la Transilvanie. Ce a spus Bela Chirai? A spus, românii și maghiarii nu trebuie să se certe dacă Iancu de Hunedoara a fost maghiar sau român. Românii și maghiarii trebuie să evoce faptul că sub steagul lui Iancu de Hunedoara au luptat și români și maghiari împotriva unui adversar comun care era Imperiul Otoman. Eu cred că această direcție de cercetare, dacă vreți, în relațiile româno-ungare, pe care o indica generalul Bela Chirai, și anume de evidențiere a momentelor de convergență între români și maghiari, e mult mai fecundă, e mult mai utilă în momentul de față, când vrem să realizăm unitatea europeană, decât dacă de fiecare dată revenim înapoi și, încă o dată, eu ca istoric vă și înțeleg perfect, vă și admir pentru patriotismul dumneavoastră. Aș vrea ca și românii să aibă sentimente atât de profunde pentru teritoriile pe care ei le-au pierdut. Pentru că și noi am pierdut teritorii.
după 1940 și noi am pierdut teritorii care nici astăzi nu sunt în frontierele românești. Dar cred că această cale pe care ați pornit dumneavoastră cu filmul pe care l-ați făcut, calea aceasta este neproductivă din unghiul de vedere al raporturilor româno-ungare și din unghiul de vedere al integrării europene. Domnule Cristian Dor Popescu. Imediat, imediat. Domnule Popescu. Totul că eu cred că nu are mare importanță, cu tot respectul pentru distinși invitați de față, pentru noastră, nu are mare importanță ce credem noi acum aici despre povestea asta. Dar ați văzut acum, și mesajele la telespectatori. Am văzut. Vor înțelege și telespectatorii, pentru că n-au ce să facă. Există niște legități istorice care acționează, sunt niște mecanisme implacabile pe care nu le putem mișca noi acum cu părerile noastre. În mod evident, pentru mine, acest film, încă o dată, este, așa cum spunea doamna Mona Muscă, desuet. Este un film ieșit din timp. Deci mie nu mi se pare un film, eu știu, periculos, eficient. Acest film exprimă o diferență între poporul român și poporul maghiar. Și anume vocația tragicului pe care o are poporul maghiar. Și pe care poporul român nu o are în aceeași măsură. Asta este o realitate. Există momente acolo de accent sfâșietor în acest film. Autentic, aia nu mai e propaganda acolo. E clar că niște oameni au suferit și suferă. În același timp, însă, așa cum spunea domnul Constantiniu, ar fi de dorit ca, sau nu că ar fi de dorit, ar fi de admirat ca fibră națională ca românii să sufere de pildă pentru Basarabia, cât suferă ungurii pentru teritoriile pierdute, spun ei. Ori eu un film de felul ăsta despre Basarabia în România nu văd făcut. În acești termeni, corect, ai tragicului, ai suferinței, nu văd. Herța și așa mai departe, Bucovina de Nord. Ori cred că acest mecanism care funcționează în clipa de față începe să facă nu atât de important ca până acum teritoriul în definiția unei țări. Poți să ai teritoriu, de pildă. În România, spuneați că din Cluj au dispărut 200.000 de unguri și domnul Curezeanu v-a spus despre ce e vorba. Eu vă pot spune că din România au dispărut 1.000.000 și ceva de români în cei 15 ani care au trecut din 1989. Acești români, România și are teritoriul ei, nu poasoniște nimeni de pe ele, un stat unitar, independent, așezat, și tot suveran, și totuși 1.000.000 și ceva de români, mulți dintre ei au plecat din România în anii ăștia cu o ură pe acest teritoriu greu de descris. S-au dus la mama dracului în Canada, în America, la mii de kilometri de această țară, de Carpați, de Transilvania, de Marea Neagră, de București, și când se uită înapoi, de multe ori înjură. Și sunt români. Au plecat pentru că nu le-a mai convenit cum se trăia aici, ce se întâmpla aici și mai departe. S-au săturat de România. S-au săturat de România, asta e. Și nu sunt unul, nu sunt doi, sunt foarte mulți. Nu vorbesc acum de cei care au plecat înainte de 89. Nu, unde nu. Avem chestiunea comunistă, presiunea comunistă, după au plecat foarte mulți. După revoluție. După revoluție. Iată deci că nu rezolvă faptul că noi avem teritoriul aici și suntem stăpâni pe el. Se poate goli țara în momentul în care nu creezi o atmosferă cu adevărat omenească și națională și cum mai vreți dumneavoastră într-o țară. De altfel, în finalul filmului spune domnul acela istoric, mi se pare, sau scriitor, spune foarte corect. Spune, soluția este ca să creăm cooperări regionale în această zonă a noastră Europei Centrale, să punem în legătură intelectualii, clasa de mijloc din zona economicului, din zona politicului, care să se înțeleagă între ei. În felul acesta se poate rezolva problema Trianonului. În niciun caz, în modul aberant în care s-ar putea schimba granițele. Nu se mai schimbă nicio graniță, este evident pentru oricine că n-are cum să se schimbe. Ungaria este țară NATO, România este țară NATO, Ungaria este în Uniunea Europeană, România va fi cu ajutorul lui Dumnezeu în 2007 în Uniunea Europeană. Acum vorbim despre film. Dumneavoastră citați ce spune filmul meu.
lebunkózza a filmet, odată criticați filmul și altă dată citați din film. Hogy mi a megoldás? Hát igen, care e soluția? Și nu e nicio contradicție. Nem arról szól, hogy semmi kell, nem ați înțeles. Azt jelenti, hogy nem értette. Arról szól, hogy működjünk együtt, este vorba de colaborare regională și firește, de asemenea e foarte, foarte important, că cele trecute sub tăcere în ultimii 50-60 de ani, ceea ce așa a fost și în Ungaria și în România, să vorbim deschis ce s-a întâmplat, să vorbim despre lucrurile noastre comune, să nu ne temem de aceasta. Cred că acest gen de filme, de cărți, ajută la clarviziune. Putem construi o lume nouă cu eforturi comune, doar dacă cunoaștem clar trecutul celor câteva decenii. Nu trebuie să ne temem. Pentru Ungaria este clar că există o durere în Ungaria, pentru că a pierdut două treimi din teritoriu. Bineînțeles că în România nu există durere, pentru că a primit un teritoriu de peste 140 km pătrați. Deci ce facem? Ne luăm la ceartă, domnul Coltan? În România, hai să țipăm unii la alții, că n-am altă soluție. Traduceți, doamnă, în România a existat destulă durere. Păi stați puțin, domnule. O clipă. Trebuie să vorbim. Dar cum poate fi oprit în sub domnul Tucă? Că în românești avem metode. Hogyha akik itt élnek másfél millió a magyarok, cei 1,5 milliót de magyar, care trăiesc aici, primesc drepturi și se simt bine. És megbecsült állampolgárai lesznek. Foarte vor fi cetățeni respectați ai României. Domnul Popescu, nu mă lasă, domnul Popescu. O secundă, vă rog. Domnul Popescu. Deci să știți că până acum aveam o părere, adică eram mirați chiar simpatic. Credeam că e vorba de un regizor, de un film artistic, documentar sau propagandă. E, nu mai am aceeași părere. Deci dacă vreți să vă vorbesc de durere, există foarte multă durere în România. Și sunt suficienți cei care se aduc aminte de ce a fost în Transilvania în timpul ocupației. Deci n-am vrut să aduc în discuție așa ceva. În momentul în care în film apare bijuterie valahă Clujul, și spune cu obidă acel poet acolo, bijuterie valahă Clujul, aia cum e? Deci sunt acolo niște accente în acest film, nicio contradicție în ce am spus eu. Deci eu am spus că acest film este ineficient din punctul de vedere al propagandei. Eu nu văd prea mulți tineri maghiari care au alte gânduri acum. Au gândul de a se integra, de a se insera în această lume nouă, o lume globalistă, de cu totul altă natură, nu cred că îi obsedează Trianonul. Sigur că se pot uita la așa ceva și e interesant să știe ce a fost pentru ei. Dar ca să spuneți că maghiarii au suferit și românii s-au bucurat, deja suntem în alt tip de discurs. Există niște afirmații pe acolo nesusținute de nimeni cu privire la România, cu privire la Transilvania. Nu este adevărat nimic din ceea ce spune domnul Laszlo Tökes, din ceea ce spune domnul Miklos Deray, dacă este vorba să luăm lucrurile. Dar eu n-am vrut să fac lucrurile. Și în filmul dumneavoastră, drama, tragedia poporului maghiar și a Trianonului este decupată de fundal. Ca și cum dintr-o dată n-avem de-a face decât cu o singură tragedie și cu un singur popor, cu un mare destin istoric, recunosc, în suferință. Uitați totuși că a existat suferință și în Transilvania, atunci când făcea parte din Ungaria. Că croații, de exemplu, sau sârbii, niciodată nu i-au iubit pe unguri. V-ați întrebat vreodată de ce jumătate din populația regatului Sfântului Ștefan, care nu era maghiară, n-a reușit sau n-a vrut și una și alta să se maghiarizeze? Pentru că dumneavoastră, 1000 de ani, n-ați fost cei mai buni stăpâni. N-ați fost cei mai buni stăpâni. E adevărat că în secolul XIX, pe vremea lui Coșut, nu se vorbea de drepturile omului și ale minorităților ca astăzi. Asta este invenția noastră de astăzi. Dar vă rog să acceptați că există suferințe și parțialități pentru fiecare din popoarele care au avut de a face cu dumneavoastră ca servi, ca sclavi, ca oameni fără drepturi. Românii, de exemplu, care erau majoritatea în Transilvania, n-au fost recunoscuți nici ca minoritate, ca națiune, nu? Ca trio, n-a intrat în trio națiuni, nici ca religie.
Toate astea se uită, ca și cum dintr-o dată a venit o fatalitate, a coborât o molimă fatală din dată de proveniență, din ceruri, și care s-a năpustit asupra ungurilor și doar asupra ungurilor. Ceilalți, ei fiind victimele și de ce eroi, iar ceilalți sunt doar beneficiarii. Sunt absolut de acord cu acest lucru. De 30 de ani mă ocup de istoria Ungariei. Sunt foarte de acord. Nici nu știți cât de mult sunt de acord. Și putem spune, cred, spre sfârșitul discuției, că în întreaga zonă, fie că e vorba de zona slavă română, sunt dureri mari și contradicții mari care se confruntă între ele. A filmben nem ebben amit láttak a két órásban, hanem a 14 részben. În filmul de 14 episoade, nu în acesta, e o parte separată. Pont az a régiók együttműködéséről. În care este vorba de colaborarea regiunilor. Ez a film is pont ezzel végződik. Și filmul se termină la fel. După multe contradicții, trebuie găsite formele colaborării. Ebben ezért azért ennek ellenére hadd olvasok föl három SMS-t. Dați-mi voie să citesc și eu trei... Nu, stați o secundă. Păi, stați o secundă. Sunt mii de SMS-uri și dumneavoastră o să citiți acum câteva care vă convin. Și eu, tocmai pentru că nu avem timp să citim atâtea, nu pot să vă las să citiți ceea ce vă convine. Nem csak azt olvasnám. Vă rog. Nu am vrut să citesc numai acele, le-aș citi pe toate. Eu cred că discuția despre acest film, care se apropie de final... ar deveni interesant, ar pune punctul pe ei, dacă cei doi distinși oaspeți ne-ar răspunde la următoarea întrebare. Am înțeles. Amândoi, ca și filmul, spun că nu trebuie să uităm Trianonul, da? Acesta este mesajul filmului. Câți cetățeni, câți unguri din Ungaria mai gândesc așa? E filmul... O producție de protest față de ceea ce spunea domnul Cristian Dor Popescu, că ungurii nu se preocupă de supermarketuri și nu se mai gândesc la Trianon? Exprimă o forță politică ceea ce gândiți dumneavoastră, pentru că cel puțin aici, și a doua întrebare, credeți că din această perspectivă a lui nu trebuie să uităm Trianonul, UDMR-ul, ce părere au dânsii? UDMR-ul, sunt și ei de părere că nu trebuie să uităm Trianonul? Bun, sunt două întrebări. O să-l rog pe domnul Coltai să răspundă la aceste întrebări după publicitate. Și apropo de situația filmului în Ungaria, pentru că au fost foarte multe mesaje pe această temă și oamenii se întrebau dacă filmul a putut fi difuzat în Ungaria. Răspund chiar prin ceea ce a spus domnul Coltai la o întrebare. S-a creat o situație de-a dreptul absurdă, anume că filmul este prezentat de o televiziune din România, e vorba de prezentarea din această seară de la Antena 1, în timp ce televiziunile publice din Ungaria, Maghiar Televizio și Duna TV au refuzat difuzarea filmului. Ne oprim pentru publicitate, după care o să-l dau pe domnul Coltai să răspundă celor două întrebări ale domnului Cristoiu. Publicitate. Fulga, de ce ai laptele atât de bun? Ca să te pot înghiți mai bine? Nu, Fulga. Asta zice lupul în poveste. Dar tu, de ce ai laptele atât de bun? De vacă! Fulga, bunătate de lapte! Imaginează-ți că la fiecare spălare pe dinți ești îngrijit de o întreagă echipă de 12 profesioniști în igiena orală. Vă prezentăm Colgate Total 12. Este dovedit clinic faptul că formula sa antibacteriană unică protejează timp de 12 ore și combate 12 probleme ale cavității bucale de la carii la gingivită. Colgate Total 12 funcționează ca o echipă de 12 profesioniști în igiena orală. Colgate Total 12. Alegerea profesioniștilor în igiena orală. El lucrează în liniște, concentrat, netulburat. Să-l lăsăm să lucreze în liniște. Renucleo Symbol. Ireproșabil. La un preț ireproșabil, 7.232 de euro. Cea mai avantajoasă ofertă diesel din România.
Lioton Gel îmbunătățește circulația sângelui în picioare, fiind eficient împotriva varicelor și înlătură senzația de greutate și oboseală din picioare. Lioton Gel, pentru picioare sănătoase și frumoase. Wow, părul tău arată minunat! Cum reușești? Simplu! Folosesc Shauma. Shauma cu vitamine speciale de fortificare pentru un păr cu până la 30% mai puternic. Pentru că numai un păr puternic este un păr frumos. Ah, de aceea stau toți bărbații la rând în fața ta. Shauma, pentru că numai un păr puternic este un păr frumos. De la Schwarzkopf. Pentru tine, Primola cu o cremă delicată, savuroasă, de cappuccino. Mmm, atât de bună încât nu împarți cu nimeni. Apostolache. Așa vă rog să stați. La Altex, iei credit doar cu buletinul, în limita a 20 de milioane de lei. Aragaz Arctic, cu 3 ani garanție, la numai 5 milioane 699 de lei. Altex, credit doar cu buletinul, în limita a 20 de milioane de lei. Există un singur moment când vrei să împarți o Stella Artois. De Valentine's Day. Prețuiește fiecare moment alături de Stella Artois. Seara asta vreau să-l impresionez, dar cu așa o culoare... Nu-ți face griji, am ceva pentru tine. Noua vopsea Palete de Lux Prestige Collection, cu extracte de portocală pentru o îngrijire exclusivă. Atât de strălucitoare. Atât de expresivă. Atât de specială. Noua vopsea Palete de Lux Prestige Collection, de la Schwarzkopf. 4 milioane de gospodine au încredere în PUR. Au și de ce? Pentru că PUR dizolvă depunerile dificile de grăsime mult mai repede decât detergenții lichizi de vase obișnuiți. Credeți numai ceea ce vedeți. Acționează cu putere maximă împotriva grăsimii. PUR, numărul 1 în România. De ce e Milka atât de fină? Relaxează-te și vei da cel mai bun lapte. Haideți, fetelor, sunteți gata? Ups. Văcuțele fericite ne dau cel mai bun lapte. De aceea ciocolata Milka e atât de fină. Mmm, cât de fin. Masajul meu? Mm-hmm, sigur că da. Milka, cea mai fină plăcere. Seit 1873 wird Beck's strikt nach den Richtlinien des deutschen Reinheitsgebots von 1516 gebraut. Es sind die Qualität der Zutaten. Nu e nevoie să știi limba germană. Tot ce trebuie să înțelegi este că A. Nu ești în Germania. B. Nemții știu totul despre bere. Berea germană numărul 1 în lume. Tu alegi. Cheia e la tine. Durerile musculare, durerile articulațiilor sau durerile de spate sunt uneori neprevăzute și greu de suportat. Vin imediat! Împotriva acestor dureri există însă Fastum Gel. Fastum Gel acționează rapid și în profunzime, are un miros plăcut și nu lasă pete de grăsime pe haine. Aducem și dulapul? Fastum Gel. Aline durerea și redă mobilitatea. Acest produs medicamentos se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Fulga, de ce ai laptele atât de bun? Ca să te pot înghiți mai bine? Nu, Fulga. Asta zice lupul în poveste. Dar tu, de ce ai laptele atât de bun? De vacă! Fulga, bunătate de lapte. Fiecare cu perechea ei. Într-o ofertă fără pereche de la Colgate. Pentru fiecare periuță cumpărată, primești o periuță cadou. Schimbă-ți periuța acum. Există un singur moment când vrei să împarți o Stella Artois. De Valentine's Day. Prețuiește fiecare moment alături de Stella Artois. Caută sfaturi pentru cumpărături în noul supliment gratuit al Jurnalului Național de Joi. Află cu ce te îmbraci pentru țara Sfântului Valentin. Fă un tur al magazinelor cu Adriana Titieni. Îmbracă-te cu haine produse special pentru David Beckham. Ascultă muzică de mare fidelitate. Sau fă cea mai bună achiziție. Cumpără Jurnalul Național de Joi cu noul supliment gratuit. Jurnalul de cumpărături. Noul Seat Toledo, cea mai sportivă mașină de familie. Autoemoțion. Gazeta Sporturilor îți dă zilnic motive să sărbătorești.
câștigă cu talonele de miercuri și sâmbătă premii de 4 miliarde de lei. Cu fiecare talon ai 2 șanse de câștig. Jucătorul de pe talonul tău îți poate aduce zilnic peste 1000 de dolari și alte 100 de premii instant. Iar în marea finală alegi după o Hyundai Elantra și alte trofee de palmares, numai cu Gazeta Sporturilor. Apostolache. Așa vă rog să stați. La Altex, iei credit doar cu buletinul, în limita a 20 de milioane de lei. Acum poți cumpăra imprimantă Lexmark cu viteza de imprimare 14 pagini pe minut la numai 1.799.000 de lei. Altex, credit doar cu buletinul, în limita a 20 de milioane de lei. Vă rog, în ceasul al 12-lea să fiți cinstit în fața... Răspundeți la întrebare, domnule. Vă răspund acum, să fiți cinstit în fața acestor oameni, să recunoașteți... Dumneavoastră, dar ăsta e fals? Da. Ăsta e fals? Domnule, este un dans nevinovat, domnule. Prostia este dușmanul cel mai mare a României. Și eu mă lupt cu prostia. Deci comiteți niște asasinate pe hârtie. Vreți să vorbim de viitor? Vă rog, eu să vorbim de viitor, că dacă intrăm în trecut... În mod sigur, dumneavoastră, n-aveți acces decât în iad. Dar oricum, să știți că și în iad voi face bine. Dumneavoastră, vă jucați cu cuvintele, domnule. Dar dumneavoastră v-ați jucat cu buteliile pe vreunul ce auzit. Ce butelii? Nu s-a schimbat nimic dreptul în frigiderul românului. Domne, n-ați gândit din nou, n-ați gândit. Dacă vorbim de nazism, scot și eu securea. Păi scoateți-l, domnul, că e momentul. Așa, domnul Roșca Stănescu, aveți vreo legătură cu Gigi Kent? Domnul... Cenzurați un senator, domnul? Da. Este foarte suspect. Nu știți... Ați cerut istoria și geografia în limba maghiară. Nu știți... Și ați cerut excluderea mea. Domnul Putea. Mătrășirea. Deci poporul ăsta nu e format din inteligenți vigilenți, domnul. Cu violonist nu se face primăvară, domnule. E adevărat, nici cu dirijor. Mă pricep la cuvinte, nu mă pricep prea mult la istorie. Dacă ajungem numai la pasajul mass-media, dacă discutăm pe ăla, m-am terminat. Nici o femeie nu poate da mai mult decât ce are, nici un președinte nu poate da mai mult decât ce are. Domnul Cătărâmă, dacă eu vreau să zâmbesc, Domnul Coltai, domnul Cristoi v-a adresat două întrebări, dacă sunteți amabili să-i răspundeți. Să repetăm. E zis să le repetăm. Da, vă rog, încă o dată. Dacă mai sunt și alți maghiari care gândesc că Trianonul nu trebuie uitat și doi, dacă crede că și liderii UDMR de la noi gândesc că Trianonul nu trebuie uitat. Kérem szépen, azt gondolom, hogy Magyarországon, ugyanúgy, mint Romániában, cred că în Ungaria, ca și în România, suntem foarte diversi. Ha ezeket az SMS-eket elolvasom, dacă citesc aceste SMS-uri, akkor nem vagyok abban biztos, nu sunt sigur élve el fogom hagyni holnap Romániát. Că voi părăsi România mâine în viață. De természetesen bízom a józanészben. Dar sper în rațiune. És bízom, hogy a hisztérikus szenvedélyeket că patimile isterice le vom putea liniști. Bár az este folyamán nem biztos, hogy minden pillanatban jó példát szolgáltatunk mi itt a stúdióban. Deși nu este sigur că noi în seara aceasta am dat exemplul pozitiv. Tudomásul kell venni. Trebuie să luăm cunoștință că în ultimii 50 de ani a magyarsága gyökereitől el lett szakítva, maghiarii au fost rupți de rădăcinile lor, történelmi ismeretei hiányban, în lipsa informației cunoștințelor lor istorice és a szocializmus évtizedei alatt elveszítette nemzettudatát. Și în perioada socialismului și-a pierdut conștiința națională. A történelmiről nagyon keveset tud. Știe foarte puțin despre istoria ei. De a rendszerváltozás. Dar schimbarea de regim. Azt gondolom Romániában is. Și în Ungaria și în România este o posibilitate. Hogy elkezdjünk őszintén beszélni a să începem să vorbim deschis despre istoriile noastre. A film magyarországi fogadtatása és primirea filmului în Ungaria și mulți spectatori dovedesc és minden félelem és idegesség ellenére în pofida disputelor și temerilor dovedește igen nagy számban, igenis érdekli a că oamenii în număr mare sunt interesați de istoria azaz proprie. Őszinte feldolgozása a történelmi folyamatoknak, prelucrarea sinceră a proceselor istorice, követően nem volt lehetősége. La care, după al doilea război mondial, nu a fost, és egy gondolatot nu s-a putut face. Még itt meg. Mai nyilván permiteți-mi un gând, tudni itt a kérdéseket megbeszélni, deoarece nu vom putea dezbate aici problemele azért is complet. Hívtuk össze a Hotel Károba holnap délelőtt a sajtót. De a
aceea am și convocat pentru mâine o conferință de presă la Hotel Caro. La ce oră? Hani ora corle sau? La ce oră? La ce oră? La ora 11. Ora 11 la Hotel Caro. Caro. Igen, Hotel Caro-ban. És de még egy gondolatot engedjenek meg tudni. Încă un gând doar. Ez a közös gondolkodás. Gândirea împreună. Este foarte, ar fi foarte importantă pentru ambele părți. A lelkünk mélyébe belopódzott előítéletektől meg tudjunk szabadulni. Să scăpăm de prejudecățile ascunse în adâncul sufletului nostru. És végre valahára például. Și în sfârșit, de exemplu, közötti Magyarországot ne úgy apostrofálják a román televízióban, hogy fasizmus. Ca televiziunea română să nu fie să nu apostrofeze Ungaria interbelică drept fascistă. Egyik géniuszát. Iar unul din geniile literaturii maghiare, pe Vas Albert, să nu fie privit criminal de război în România, unde autoritățile au îndepărtat un bust. Este absurd. Dacă veți citi cărțile lui, nimeni mai frumos decât Vas Albert despre împăcarea română-ungară nu a scris nimeni. Noi trebuie să ajutăm politica, noi intelectuali, trebuie să ajutăm politica. Să explicăm lumea, să arătăm interdependențele, să discutăm calm și să dăm un exemplu prin calm. După părerea noastră, liderii UDMR din România au uitat Trianonul sau nu? Nu, vă rog. Eu nu vreau să declar numele, să dau declarații în numele liderilor UDMR. Dar cred că nu. Și ei se gândesc la o alternativă, într-o alternativă, în prezent, ca membri ai guvernului. Hogy hogyan lehetne Erdély ügyét és Románia ügyét? Gândesc, cum ar putea fi rezolvată az Egyesült Európa felé terelni? Problema Transilvániei és a Romániei în fața Uniunii Europene. Romániát teremteni. Și cum se poate crea o Românie mai democratică? De ezt ők se gondolják, care este problema Transilvániei în perspectiva integrării în Uniunea Europeană? Care este problema Transilvaniei în vederea integrării României în Uniunea Europeană? Nu înțeleg. Én azt gondolom, hogy Erdélynek, amit nagyon sokszor fölmerült a beszélgetés során, az az alapvető problémája, hogy ez a másfél millió Transilvániei este că acest 1,5 millió de oameni să poată trăi în condiții plăcute, să crească ca număr, să-și poată desfășura activitatea. És a 20 milliónak is pontosan ugyanezt kívánjuk. Și dorim același lucru celor 20 de milioane. Nu, atunci problema nu e a Transilvaniei, e problema de România. Mulțumesc, domnul Cristian Tudor Popescu. Îl asigur pe domnul Coltai că așa cum acest film nu va duce la schimbarea granițelor actuale și dânsul va părăsi România în bună regulă, sănătos și cu bune urări din partea noastră a tuturor. Nu se află în pericol, nici pe departe. Mie mi-a fost greu să înțeleg, adică nu mi-a fost greu, n-am vrut la începutul acestei emisiuni să mă gândesc că avem altceva de discutat decât un film cu părțile lui bune și rele, cu conotațiile politice și mai departe. Și artistice. Ori, iată că domnul Coltai Gabor, prin comportamentul din serie, până acum n-am înțeles care e obiectivul domnului Coltai Gabor. Acum am priceput, dânsul nu vorbește cu noi de aici de la masă și nu vorbește nici măcar cu românii din România. Pentru că ați văzut că are un discurs colimat, cu niște prefabricate, nici nu se uită la noi, nu vede când vrem să-i spunem ceva, dânsul are de spus niște lucruri foarte precise către ungurii din România, din Transilvania. Acum am înțeles spre sfârșitul emisiunii cu cine era dânsul în dialog. Nu e cu noi, n-are nicio treabă cu noi. Dânsul vrea să transmită ce are de transmis ungurilor din Transilvania, care nu știu în ce măsură o să ia de bun ce spune dânsul. Și acum, ca să înțelegeți de unde vin mesajele, domnul Coltai Gabor, astea nervoase,
SMS-urile vin de la un lucru simplu. Un lucru pe care îl puteți extinde și la alte aspecte din filmul noastră. Ați prezentat acolo pe Șuto Andraș la evenimente de la Târgu Mureș din 1990 pe patul spitalului cu ochiul rănit și bandajat. E, vă spun eu că toți românii din Ardeal, toți românii știu cine este Mihăilă Cofariu. Își aduc aminte acest nume. Deci ca să-l vedem pe Șuto Andraș pe patul spitalului și să nu-l vedem pe Mihăilă Cofariu, care a fost bătut atunci cu sălbăticie în văzul întregii Europe, fiind și luat dreptunguri de diverse canale, agenții și canale străine, și el era român săracul, care a suferit ani de zile paralizii, tratamente și așa mai departe, și ca dumneavoastră în acest film, care este despre Transilvania, să nu spuneți un cuvânt despre Mihăilă Cofariu, să nu prezentați nicio imagine și în schimb să-l arătați pe Șuto Andraș, pentru care am tot respectul. Este un scriitor, un om care a fost rănit acolo. E foarte teribil ce s-a întâmplat. Dar nu vă mirați dacă viziunea aceasta unilaterală de care vorbea domnul Hurezeanu și care se vede foarte clar în prezentarea asta tragică, dramatică, în cazul Șuto Andraș, dumneavoastră ați debalansat-o. Și atunci, sigur că reacțiile românilor sunt cele care sunt. Nu trebuie să vă mirați. Domnul Rafai. Este important ce spune domnul redactor șef. Și s-ar putea monografi despre întâmplări asemănătoare. Cazul de la Erd, când au fost omorâți țărani români de către jandarmii unguri. Sau în munții Abuseni, în 1849, când au fost omorâți unguri. S-ar putea scrie o bibliotecă de 100 de volume despre aceste lucruri și chiar trebuie scrisă. Următoarea mea carte se va referi la atacul României împotriva Ungariei în 1916. În Ungaria nu e nicio carte despre acest lucru. Dar o carte despre eliberarea Ungariei de către România? De Magyar Ország, dacă România în altă valo fel să bădita așa, rău v-am sub, v-am comunist instaurat în Ungaria? Oia comunistă rență, rău v-am fel să bădita așa? Nem azt akarom mondani, hanem amikor 1916-ban a román hadsereg megtámadta Erdélyt. De vorba de 1916, când armata română a atacat Transilvania. Bela Kun și generalul Prezan. România au eliberat Budapesta de bolșevism. Din cauza asta n-ați mai putut trimite la Trianon decât doi politicieni prăfuiți și secundari. Pentru că adevărații politicieni au fost izgoniți de bolșevici și maghiari veniți de la Trotski și Lenin. Igen, csak én most nem ezt szeretném volna mondani. Nu despre acest lucru vorbesc. Elkezdem a mondatot. Tehát a 16-os román támadásról Magyarországon egyetlen egy monográfia de született. 1916, de a lakásomban nu lévő román könyvtáromban négy román történésztől egyébként nagyon kitűnő monográfiámban. Patru monografii excelente de români. Există nicio monografie despre 1919, eliberată de către armata română a Ungariei comuniste, bolșevice. De van. Există vreo astfel de monografie? Există. Magyarországon există. Există, da. Da, există 3 sau 4 cărți. Aș vrea să fac și o observație istorică de data aceasta, domnul Rafael Ernă. Dumneavoastră, în dorința în acest film, de fapt nu dumneavoastră, filmului, există la un moment dat într-o demonstrație care se face acolo în legătură cu comunismul, se spune că țările care au avut regimuri comuniste, deși au aplicat lupta de clasă, au aplicat tot ceea ce ținea de bolșevism, nu și-au compromis granițele, nu și-au compromis sentimentul național, au luptat pentru ele. Bun, era și exemplu Franței. Un moment, faceți și dați acolo exemplu Rusia. Spuneți că Rusia bolșevică, deși era cucerită de către Lenin cu ai lui, continua să-și apere granițele și să lupte cu îndârjire pentru ele. Complet fals. Lenin este, după știrea mea, primul politician din istorie care lupta împotriva Rusiei, colaborând cu dușmanii Rusiei, pentru ca Rusia să fie înfrântă în primul război mondial și pentru ca în felul ăsta bolșevismul să poată ajunge la putere. Acesta este adevărul istoric. Deci dumneavoastră acolo, ca să
vă construiți o teză în legătură cu națiunea maghiară și cu scăderea, să spunem, a instinctului național, faceți acolo un fals. Lenin a trădat Rusia atunci în favoarea ideii bolșevice. Ceea ce privește pe tovarășul Lenin. Filmben azonban nem ez szerepel, ez egy félreértés lesz. Aceasta este o interpretare eronată, nu e așa. Haideți că nu mai avem timp, domnule Constantiniu. Eu cred că oaspeții noștri și-au dat seama din SMS-urile care s-au primit că au deschis un fel de cutie a Pandorei prin reacțiile care au venit din partea telespectatorilor. Eu cred că va fi la fel de repede închisă, așa. Bun, cum a fost Dumnezeu. Vreau însă să vă spun că eu țin un curs cu masteranzii la Facultatea de Istorie din București. Și acolo mă străduiesc de câțiva ani să îi îndemn pe ei să depășească aceste resentimente care sunt născute de foarte greaua moștenire a relațiilor româno-ungare și aproape că ei întotdeauna știu că e un fel de loc comun admirația pe care eu o exprim în legătură cu poporul ungar, repet, pentru momentul 1956. Am un mare respect pentru ce ați făcut dumneavoastră în 1956. Filmul ăsta îmi va îngreuna foarte mult. Îmi va îngreuna foarte mult activitatea mea didactică și eu îl consider un regretabil accident de parcurs. Filmul nu mă va dezarma efortul meu de a depăși, repet, de a depăși acest climat care este rezultatul unei moșteniri multiseculare de tensiuni, de conflicte. Dar era bine ca filmul să nu fie făcut. Mulțumesc, domn profesor. Domnul Hurezeanu. Da, avem de-a face cu o pledoarie romantică, patetică, s-a spus, în favoarea excepționalismului, unicității suferinței maghiare. Registrul este depășit și de discursul istoric și cu atât mai mult de discursul artistic la începutul secolului 21, după părerea mea. Aștept altceva de la un film documentar care vrea să lămurească lucrurile, nu să pledeze și să consolideze o singură teză. Salut momentul acesta care ne-a adus părtași la aceeași discuție, pentru că nu are precedent. A spune s-ar putea să n-aibă nici urmări, sau ar fi de dorit să n-aibă urmări negative, pentru că, într-adevăr, venim și discutăm, așa cum credem, despre subiecte care ni se păreau până acum multă vreme facem un lucru tabu. Prin difuzarea filmului și anume că să nu mai există fel și fel de comentarii fără să vadă nimeni filmul. Pentru că există în România boala asta de a fi comentate anumite lucruri despre care se știu foarte puține elemente. După aceea, aș spune că în 1989 s-a terminat sau a început prăbușirea comunismului. În unele locuri a durat mai mult prăbușirea comunismului decât în alte locuri, dar nu și a sistemului Trianon. Pentru că ceea ce spuneați dumneavoastră că s-a întâmplat în Cehoslovacia cu separarea de Catifea, divorțul de Catifea, n-are nicio legătură cu minoritatea maghiară și cu teritoriul locuit de ea în Slovacia. Iar ceea ce s-a întâmplat în Iugoslavia ține exclusiv de conflictele între popoarele iugoslave și, din fericire, minoritatea maghiară importantă din Voievodina n-are nicio legătură cu conflictul între sârbi și croați, între sârbi și sloveni, între albanezi și sârbi. Deci nu putem trage o concluzie legată de punerea în mișcare a sistemului de pace de la Trianon în 1989. În sfârșit, cred că, deși sunt un euroatlantic, nu un eurogolist, adică cred mai mult în federațiile de suflu mare, care sunt Europa, Statele Unite, spre progresul lor comun, în progresul lor comun, nu cred că abandonăm prea repede Europa națiunilor, nu cred că am intrat în Europa autonomiilor teritoriale, ci cel mult în Europa euroregiunilor. Ori autonomia teritorială, cred că este o noțiune, nu este o noțiune de lucru, care întrunește consensul unor păreri diferite astăzi, în națiuni diferite, chiar și în aceeași Europa, cu aceleași valori politice și istorice astăzi. Mulțumesc, domnule Cristoiu. Eu cred că a fost un film necesar. Momentul din seara aceasta, cred că este, după părerea mea, un moment chiar de excepție pentru români, despre cum se manifestă sindromul Trianon, chiar și sindromul Mohaci,
La unguri știam din cărți, mulți, marea majoritate a telespectatorilor români nu știau. Prin acest film și prin intervențiile celor doi invitați, românii au descoperit deodată că sindromul Trianon, repet, este mult mai deosebit, mult mai amplu decât tema Transilvania e a noastră sau a voastră. Este aici, s-a putut vedea și din film, mai ales din film, din acele versuri și din citate, că acest sindrom Trianon se manifestă prin conștiința sau prin ideea măreției Ungariei a pierderii unui paradis pierdut și probabil că de aici fiecare telespectator va trage o concluzie. Oricum, încă o dată, inițiativa de a da acest film, eu cred că pentru români mai ales, nu pentru ungurii din Ungaria sau din România, este foarte important, că am văzut și noi cum se poate gândi despre un moment cum este Trianonul. Și apropo de perspectiva tragică, o perspectivă de care spunea și domnul Popescu, pe care noi nu avem. Domnul Popescu, un minut. Pentru mine, surpriza acestei se... Mulțumesc, ultimul minut, vă rog. Pentru mine, surpriza acestei seri sunt mesajele, SMS-urile pe care le-am citit în marea lor majoritate. Domnul Tucă îmi spune că sunt foarte multe, record. Foarte multe, record, practic. Cele mai multe dintre ele denotă... Și mail-uri și SMS-uri. Denotă o sensibilitate în legătură cu acest subiect pe care eu mărturisesc că o credeam tocită în acest moment. De acord, moment. Și la fel. Și o surpriză pentru mine. Uitată din anii 98-99, când într-adevăr era destul de, adică, de radicală. Acum mă gândeam că e vorba de NATO, de UE, avem alte probleme. Nu e așa. Iată că se conservă, probabil în special în Ardeal, dar nu numai acolo, se conservă o sensibilitate destul de vie și acută a românilor față corect de această problemă. Cadou meu din această seară, pentru că tot e ziua noastră, mai aveți 2 minute. Și ultimul cuvânt. Négy kettő arányban vagyunk. Tot pentru că suntem în proporția 4-2 prezenți. Kevesebb se tudtunk megszólalni. Noi am putut vorbi de mai puțin. Gondolom, hogy fontosat mondtunk. Dar cred că am spus lucruri importante. Engem az egész televíziós vetítés és beszélgetés arról győzött meg. Pe mine proiectarea și discuția m-a convins. Hogy igenis nagy szükség van arra, és ezt că este o mare nevoie. Ennek, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk. Și vă mulțumesc că am vorbit despre aceste lucruri. Bizonyára mélyen nem értünk egyet a történész kollégával, és nagyon nem fogunk egyet érteni egy sor kérdésben a főszerkesztőúra. De ce nu ne înțelegem și nu ne vom înțelege multe probleme? Aki valami care a prezentat, domnul redactor șef a prezentat filmul ca un act vinovat. Nem fogunk tudni egy tisztességes és becsületes világot teremteni magunk körül. Cred că nu vom putea crea în jurul nostru o lume onestă dacă nu vorbim clar despre lucrurile noastre. Amit ma este elhangzott, komoly történészek bizonyára sokszor megmosolyogtak minket, ha figyelték a provokat poate zâmbetele istoricilor serioși. Nagyon sokszor elbeszélgettünk egymás mellett. De multe ori vorbim în paralel. De mégis az az érzésem, legalább valami eszmecsere. Dar am totuși impresia că a pornit un oarecare schimb de idei. Ezt tovább kellene folytatni. Acest lucru trebuie continuat. Én ezt kérem minden televízió nézőtől. Doresc de la telespectatori. És nagyon köszönöm még egyszer önnek és a televíziónak. Și vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră și televiziune arra, că mi-a creat posibilitatea hogy sor, a să vorbim népet, érintő és érdeklő, despre fontos történelmi kérdésről. Chestiuni mulțumesc importante mult, domnul Coltai, ale celor două popoare. Domnule Cristoiu, ce documente aveți pe masă? Că tot timpul... Nu. Adică începe. Nu. Vreau așa să spun foarte scurt. Păi, nu, printre contestarea, momentele de contestare a Trianonului, a fost și argumentul că delegația maghiară nu s-a putut apăra, că a fost un dictat și am adus pentru telespectatori și pentru invitații mei cele 4 volume scoase de Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei în 1920, care arată că totuși
delegația maghiară s-a prezentat cu toate aceste documente. Iar ați venit bine pregătit, domnul Cristofor. Au vrut să arăt că... Adică au fost furate de la misiunea de externe de la Budapesta? Nu, le-am adus în bibliotecile noastre, dar am vrut să arăt că, într-adevăr, delegația maghiară s-a prezentat cu documente serioase. Bun. Mulțumesc mult pentru participarea în această... O frază doar. Trianoni békeszerződés szövege 1919 tavaszán készült el. Textul tratatului de pace de la Trianon a luat naștere în primăvara lui 1919. A magyar delegáció jegyzékei pedig... Iar notele delegației ungare... ...január... În 1920, 6 ianuarie și 1920, martie. Atunci a ajuns la Paris. E o decalaj de 3 sferturi de an. Bun, mulțumesc pentru participarea în această seară, o participare excepțională. Am difuzat acest film pentru că trebuie să știm despre ceea ce discutăm. Au apărut în nenumărate articole în presă până la data difuzării, până în această seară, foarte multe păreri, să spunem, în necunoștință de cauză, pentru că erau pe marginea filmului, film care nu fusese văzut. Vă mulțumesc pentru participarea la această ediție specială. Este miercuri, ne vom vedea luni, în fiecare seară, de luni până joi, ora 22. Marius Tucă Show revine așadar de luni săptămâna viitoare. Mulțumesc, emisiunea noastră se încheie aici. Țineți aproape, ne vedem luni.